Salutare copii, bine ați venit pe canal. Zi, Mar. Bine că ați venit pe canal. Bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, lumea lui Marc. Astăzi ne jucăm iarăși la fermă. Da? Da. Și vă arătăm câte jucării are Marc aici împrăștiate. Și ce se aude din cer, dintre nori, se aude... Un elicopter! Oare cine să fie? Și aterizează elicopterul și din el iese un robot. Am venit la fermă. Ce fermă este asta aici? O fermă de cai. Mie nu-mi plac cai adevărați. Eu vreau să fac cai, cai roboți. Toată lumea va fi o lume plină de cai roboți. Haideți, veniți lângă mine să vă transform în roboți. Ăștia sunt magici cai ăștia. Pe zgarda asta îi face să zboare. Robotul a găsit aici o mașină și se suie în ea și pleacă la drum să găsească cai pe care să-i transforme în roboți. Tati, doar cai care nu sunt de la Playmobil, bine tati? Bine tati? Da. Cai de la Playmobil nu-i face cai roboți, bine? Bine. Am ajuns cu mașina. Eu sunt robotul Robomax. Și dacă vor, tati, și dacă îi face pe ăștia robot, nu are cum, ca un gard de sperațiare, știi? Da. N-au cum. Numai dacă îi le dă jos. Am înțeles. Și sunt lipite gardele. Eu sunt Robomax. Am venit să transform. Pe noi n-ai cum să ne faci robot. Vă transform în robot. Avem garde speciale. Eu am venit de pe altă planetă și vreau să transform planeta voastră într-o planetă de roboți. N-ai cum. Voi face o magie. Dar de ce nu merge? Avem zgarde speciale. Aveți o zgardă care mă protejează de roboți? Da, mă, dacă ne-o dai jos. O voi da jos imediat. Putem zbura cu aceste zgarde. Ceva nu e în regulă. Nu știam că există zgarde anti-robot. Dar pe cai de Playmobil te rog să nu-i faci robot. Și cine vine din spațiu? Un cosmonaut. Cosmonautule, te rog să ne ajuți. Robotul ăsta vrea să transforme cai în cai roboți. Robocai. Ajută-ne. Robocai. Haideți că vă ajut eu. Voi lansa spre el o undă laser și îl voi distruge. Te rog asta să faci. Și... și se luptă cosmonautul cu robotul. Se luptă. Cine câștigă? Ba, 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 ba. Și ce să vezi, tati? Din depărtare vine un cal sălbatic. A câștigat cosmonautul. Gata, robotul este distrus. Și gata. I-a rupt picioarele. Wow. Robotul se repară singur și se sperie și fuge în spațiu, în cosmos. Fuge! A dispărut! Și vine mașina de pompieri și de poliție. Ino, Ino! Ce s-a întâmplat aici? Am auzit că se trag focuri de armă. Ați chemat cumva poliția? Nu. Nu? Mi s-a părut. Voi pleca. Și cine vine? Vine și fermierul Lucky. Să curețe pe aici. Au rămas niște piese de la robot și trebuie să le strângem să facem curat în grădină. Da, să facă curățenie. Așa e frumos. Gata.
Dragi copii, să nu vă speriați de roboți. Când aveți un robot rău, chemați un cosmonaut, că știe ce are să facă cu el. Acum vă invit să vedeți ferma noastră. Acesta este un cal nou luat de la târgul de cai. Ia să mă sui un pic pe tine. Poți să mă sui? Nu pot. Sunt prea gras. Am căzut, că sunt umflat de la costum. Stai puțin să-l desfac ca să se suie, da? Ia să vedem. Să facem. Trebuie să se dea. Dar arată-mi un pic să văd. Așa. Trebuie să-i dăm elasticele astea două jos. Da. Atenți. Se desface. Se desface? Uh-huh. Costum. E un costum de cosmonaut. Da. Și a rămas un băiețel. Și apoi îl punem. Stai ușor. Aha, și poate călări calul. Super! Wow, ce fain, se potrivește. Stai să-i ridicăm și mânuțele, uite așa. Și căluțul, di căluțul. Bun, și acum, unde sunt ceilalți călăreți? Avea mai mulți călăreți. Tu ce construiești acolo? Încerc să-l fac singur asta. Bun. Și ce să vezi acum? Apar din spațiu alți roboți, roboții roșii. Încă unul, doi roboți au venit din spațiu. Ce faceți căluților aici? Noi suntem Robo-Robo-Red. Robo-Red. Noi suntem de la fermă. Noi suntem doi roboți roșii. Credeți voi că de data aceasta vă putem transforma și pe voi în robocai. Zgada mea! Am venit la voi să vă transformăm în robocai. Nu mai este omul spațial, nu mai are costumul pe el și este, nu este protejat, tati, fără costum. Tu ia asta și ajută-i. Tu ia asta. Păi dar nu am, eu sunt cosmonautul, dar nu am costum pe mine și... Ajută-ne de robot! Nu pot să vă ajut. Nu pot, îmi trebuie costum. Dă-ne jos de pe cal, că calul ăsta ne poate ajuta singur. Baby, eu sunt robotul Red. Nu ne poți distruge, suntem doi. Buf, buf, buf. Nu ne poți distruge, noi vă transformăm în roboți. Calule, ești un robot acum. Nu ne poți, cu zgarde nu ne poți. Ba da, noi suntem altfel de roboți și putem da zgarda jos. Și te transformăm în robot. Ha, am putut să sar până aici. Gata, primul cal robot s-a transformat. Prietenul meu! Cum face un cal robot? Calul robot merge în două picioare. Ha, mi-a furat garda. Și știi ce se întâmplă? Un cal robot poate transforma alt cal în robot. Deci trebuie să vă îndepărtați de mine. Ce putem face să-l transformăm înapoi în cal? Lăsați-mă pe mine, că eu am puteri magice. Cale adevărat. Am sărit pe el să-l prind. M-a făcut adevărat. E un cal adevărat acum. M-a făcut adevărat. Pune protecția. Prietene, ai venit. Am venit cu prietenul meu. Noi suntem Roboret, Roboret. Bebe, bebe, Roboret. Nu ne lăsăm până nu vă transformăm pe toți în roboți. Roborend. Hei, îmbrăcați-mă repede în costum ca să vă pot proteja. Puneți-mi costumul de cosmonaut. Încă să nu te joci, bine? Nu. Până nu-l îmbrac. Că trebuie să fie îmbrăcat. Noi suntem Roborend, căutăm robocai să-i transformăm în robocai. Bebe, 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 bebe. Aha, uite niște văcuțe pe care ne pregătim să le transformăm în robovaci. Stai, tati, încă nu. Robovăcuțele. Tati, stai puțin.
Gata. Hai aici, este robo gata. Păi hai, protejează-ne. Hei, hei, hei. A venit cosmonautul. Atenție, are costumul pe el. Trebuie să-l atacăm. Haide tu, atacă. Atacă aici, roboții. Roboții roșii sunt distruși. Trebuie să fugim în spațiu înapoi de unde am venit. Cosmonautul este periculos.